Până pe 22 iulie, absolvenții de liceu care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat sau care nu l-au susținut până acum se pot înscrie pentru a doua sesiune. Probele vor avea loc în perioada 8-22 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 august. De pe 8 și până pe 14 august sunt programate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, urmând ca probele scrise să înceapă pe 19 august cu limba și literatura română. Pe 20 august este programată proba obligatorie a profilului, pe 21 august proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 22 august proba la limba și literatura maternă. Pe 26 august se vor afișa primele rezultate la probele scrise, urmând ca, după soluționarea contestațiilor, rezultatele finale să fie afișate pe 30 august. La prima sesiune din acest an a bacalaureatului, rata de promovare a fost de 78,2% la nivel național și de 63,35% în județul Giurgiu.